Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! A doua lună de toamnă se va încheia cu un aspect armonios al lui Venus și Uranus, care va oferi majorității oamenilor nu doar idei creative, ci și cunoștințe plăcute. Pentru Vărsător, Scorpion și Capricorn sunt posibile încasări sau cadouri în numerar neașteptate, iar pentru Taur și Balanță, întâlniri care ar putea deveni începutul unei relații promițătoare. Persoanele cu probleme cronice vor experimenta îmbunătățiri semnificative ale sănătății, mai ales dacă acele probleme sunt legate de glanda tiroidă, circulație sau sistemul nervos. Pe 3 noiembrie, Soarele formează un aspect de opoziție cu Jupiter, care nu va avea cel mai bun efect asupra sferei de afaceri. Sunt posibile greșeli și eșecuri financiare. În această perioadă, este mai bine să reduceți activitatea de business în proiecte noi și să începeți să fiți mai critici cu propunerile care sunt tentante la prima vedere, în special cele care vin din străinătate. Berbecul și leul pot întâlni reprezentanții legii sau probleme legale, iar peștii și săgetătorii se vor trezi implicați în conflicte cu superiorilor la locul de muncă. Sănătatea își poate aminti de cei care au boli hepatice cronice. Pe 3 noiembrie și în următoarele 2 săptămâni, este mai bine să eliminați complet alcoolul, alimentele grase și dulci din dieta dumneavoastră și să evitați supraalimentarea. Agravarea relațiilor cu partenerii sau rudele este posibilă pentru Raci și Săgetător. Aceștia din urmă sunt sfătuiți să manifeste reținere și tact atunci când comunică cu ceilalți, cu partenerii de afaceri și prietenii. Opoziția lui Uranus și Mercur de sâmbătă va provoca iritabilitate în comunicarea cu colegii sau angajații în următoarele zile. Este posibilă deteriorarea electronicelor, echipamentelor de birou și echipamentelor de comunicații. Nu este recomandat să conduceți decât dacă este absolut necesar, sau să participați la evenimente publice. O oarecare distragere mentală și nervozitate vor fi caracteristice Gemenilor și Fecioarei, care nu ar trebui să fie încă active din cauza riscului de a lua o decizie greșită. Creșterea rănilor la utilizarea aparatelor electrice va reprezenta un pericol pentru Vărsător și Capricorn. Scorpionii ar trebui să fie atenți la arsuri și tăieturi. Cei care au antecedente de distonie vegetativ-vasculară ar trebui să aibă grijă mai ales de ei înșiși. Pe 4 noiembrie, Saturn, planeta karmei, își va schimba mișcarea retrogradă în directă. Saturn retrograd a încetinit multe procese, pentru unii în sfera romantismului și relațiilor, pentru alții în afaceri, iar pentru alții în creativitate și carieră. Începând cu 4 noiembrie, procesele de afaceri vor primi un nou impuls, iar inspirația se va întoarce la cei care sunt angajați în creativitate. Succesul îi va însoți pe cei care înainte au făcut totul bine, nu au încheiat o înțelegere cu conștiința lor și nu au fugit de datorii și obligații. Mai mult decât oricine altcineva, Săgetătorul, Capricornii, Vărsătorul și Balanța vor simți schimbările pozitive. Aceștia din urmă vor putea chiar să scape de unele dintre ezitările care i-au bântuit în ultimele luni. Taurul și Fecioara vor putea lua decizia corectă în ceea ce privește familia sau relațiile. Racul, Peștii și Scorpionul vor rezolva probleme de lungă durată, iar Gemenii vor putea decide asupra planurilor lor tactice legate de călătorii sau orice alte mișcări. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!